și 10 minute. Bună dimineața tuturor din Deșteptarea. E marți, îl avem alături pe Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Unii oameni își pierd buletinul, noi toți pierdem un teren uriaș aflat în posesia statului român, încă în posesia noastră. O mare afacere continuă cu insolență sub ochii îngăduitori și în complicitatea Parlamentului României. Probabil că ascultătorii Europa FM au auzit câte ceva, le-a trecut pe la ureche afacerea de 500 de miliarde de euro care se dospește de ceva vreme prin înstrăinarea terenului de la Romexpo. Romexpo este o zonă cu un mare potențial, aflată în nordul capitalei, chiar la ieșirea dinspre București, spre Ploiești, în zona Casei Presei Libere, la șosea, cum spun bucureștenii. Acolo sunt 46 de hectare pe care le deține deocamdată statul român. Statul român dorește să le dea gratuit Camerei de Comerț și Industrie, care are deja, a și depus de alminteri, un proiect cu firma privată a omului de afaceri Iulian Dascălu, care are Iulius Mall în câteva orașe din România. Inițial, nimeni n-a crezut că așa ceva se poate întâmpla, dar lucrurile nu doar că au avansat, ci și au deja pecetea Senatului României. În sensul în care acum două săptămâni, Senatul României a aprobat acest transfer al terenului din proprietatea privată a statului român către Camera de Comerț și Industrie. Acum, noi publicăm astăzi documentele prin care două ministere, e vorba de Ministerul Justiției și de Ministerul de Finanțe, în momentul în care au fost lista cerută avizul și consultarea pentru acest transfer, au spus foarte clar că a da pe 40 de ani, e vorba de 40 de ani, acest teren și a îngădui ca vreme de 40 de ani să se facă ceva acolo sau să nu se facă, abia după 40 de ani, teoretic, statul poate vedea dacă s-a făcut ceva, și a face asta gratis, fără licitație, este un lucru anormal. Asta au spus cele două ministere. De altminte, chiar sub semnătura lui Dan Vulceanu, ministru de Finanțe, Ministerul de Finanțe a spus că ar fi normal ca transferul să fie făcut pe bani și în urma unei licitații, așa cum prevede legea. Criticat pentru că e omului Câțu și așa mai departe, sunt momente în care oamenii care fac lucrurile așa cum scrie legea și împotriva unor interese foarte mari, e normal să fie scoși în față, să fie expuse și aceste gesturi ale lor. De asta l-am numit pe Dan Vulceanu, pentru că publicăm chiar astăzi în Libertatea documentul prin care, sub semnătura lui cu avizul lui, Ministerul de Finanțe spune nu, în mod normal trebuie dat pe bani, un transfer plătit, acest teren, pentru că e foarte mare și foarte valoros, și în urma unei licitații. În ciuda acestor avize ale celor două ministere, Senatul României a votat însă transferul în mod gratuit către Camera de Comerț și Industrie a României. Un vot PNL-PSD. Un vot PNL-PSD, exact, da. Cel USR-ul și AUR s-au opus acestui transfer. Acum e foarte interesant că se pretinde că această Camera de Comerț și Industrie este o organizație asociativă a mediului de afaceri. Și nu e definiție mai bună, involuntară, dar foarte, foarte, cu foarte mare acuratețe decât ceea ce se întâmplă acum în privința cum înțelege statul român atunci când se bagă peste ceva să facă afaceri asociative în folosul tuturor. Deci cei care consideră că reprezintă tot mediul de afaceri din România, și anume Camera de Comerț și Industrie, fac un contract înainte de a primi terenul strict cu anumită, cu dedicație cu anumită companie privată. Punct. Și lucrurile se termină în momentul respectiv. Evident, Camera de Comerț și Industrie a României nu se poate numi organizație privată în sensul curat al cuvântului, dar asta este vechea șmecherie care ni se vinde tot timpul ca și cum noi, pur și simplu insultând inteligența și conștiința juridică a societății românești, ca și cum noi nu înțelegem că o entitate care practic obligă toate firmele să se înregistreze la ea și are această putere oferită de stat, nu poate fi evident considerată o organizație privată. Ea deține puterea statului, are un monopol dat de stat, ca și cum Loteria Română ar veni și ar spune mâine că de fapt veniturile ei sunt private pentru că joacă oamenii.
în cazul lor. Nu e nimic. Adică, sigur, nu există acolo o esență privată și felul în care ei fac toate aceste combinații patrimoniale de sute și sute de milioane de euro nu arată decât degradarea, din păcate, a societății noastre. Da, ai dreptate. Mulțumim foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea. Cu Vlad, George și Luca. La Europa FM.